Ah. Avem deja ceva omuleți? Avem. Mai stăm un pic până ne strângem mai mulți. O să vă întreb după aceea ce faceți. Până atunci mai butonez. Să vedem. Uite, suntem deja patru. E perfect. Ne strângem ușor, ușor. Ia să vedem să pot să dau și un share până ne strângem tot mai mulți. Sunt curios ce faceți. Să știți că vă întreb ce faceți. Să pregătiți răspunsurile. Așa. Da. Începem imediat. Ne mai strângem încă câțiva și începem imediat. Ok. Vă spun iarăși un pic, o să-l rog pe Bogdan care așteaptă pe linie. Bogdan, să știi că ți-aud sunetul în căști. O să trebuiască să-l oprești sunetul tău. Bun. Dragi prieteni, bine ați venit la încă, să-i spunem, un episod din campania noastră Stay Home, Stay Safe, Stay Positive, despre care v-am tot povestit în zilele trecute. O campanie pe care noi am pornit-o specială pentru comunitatea noastră de pe Facebook, dar și pentru ceilalți care sunt pe Instagram și pe alte comunități pe care noi le avem. Și vrem să venim în cum să zic, în întâmpinarea voastră cu niște mesaje pozitive, cu mai mult pozitivism în perioada asta. De aici vine și campania de Stay Positive și să vorbim despre diferite subiecte și să vorbim cu diferiți oameni despre lucruri care țin de turism, care nu țin de turism, să vorbim despre lucruri care țin de restaurant, care nu țin de restaurant și efectiv doar să avem o discuție liberă și să fim în contact în continuare, pentru că atâta din cât o să mai țină pandemia, sper să reușim să comunicăm și după ce trece pandemia să ne și vedem și să ajungem iarăși la comunicarea pe care o aveam aici la Archia sau prin alte locuri prin țară, cine știe pe unde mai reușim să ne vedem. Așa că în episodul din astăzi, să-i spun așa, m-am gândit să invit pe cineva care o să ne vorbească și despre vinuri. Pentru că este vineri și este final de săptămână și cred că ar fi foarte fain să ne relaxăm. L-am invitat pe un bun prieten de-al meu și un colaborator de-al nostru, pe care o să vi-l prezint imediat, să avem o discuție liberă, cum vă spuneam, relaxată și ca o vineri după amiază așa, care precede un weekend foarte fain, care ar trebui să se întâmple. Stăm și o să degustăm niște vinuri, am și un par de vin aici și poate dacă aveți și voi, vă invit să-l degustați. Persoana despre care vă povestesc este Bogdan Raul, este un foarte bun colaborator de-a nostru și un prieten între timp. El lucrează de 15 ani în ospitalitate, a lucrat în Italia o perioadă, după ce a fost șef de restaurant și de sel de evenimente în Cluj, iar din anul 2010 lucrează în domeniul vinului. Este somelier pentru cramele Corcova, cu care noi lucrăm foarte bine și cred că o să vă las să-l cunoașteți voi mai bine și am o mare, mare rugăminte la voi. Orice fel de întrebare, orice fel de lucru, ne-ar plăcea să ne puneți, să veniți cu întrebări. Bogdan știe foarte multe în ceea ce privește vinurile, cunoaște foarte bine domeniul și vă invit să puneți întrebări, ne le scrieți în comentarii, iar eu o să le pun direct lui Bogdan. Și ca să nu mai vorbesc eu foarte mult și să mai bat câmpii, cum se spune, eu îl invit pe Bogdan, care în 3, 2, 1 urmează să intre. Bogdan, bine ai venit! Salutare, Horia! Salutare tuturor! Ești live pe Facebook-ul nostru, Bogdan. Să știi că de fiecare dată când încep, înainte să intrăm în subiectul principal, întreb pe toți invitații, cum sunteți? Cum navigați această perioadă? Cum e vibe-ul? Ce faci în perioada asta? Cum ești? În cazul meu, mulțumesc mult pentru întrebare. Vinul trece deocamdată, să zicem așa, trecem ok. Pentru cei care mă cunosc, știu că de ceva vreme, pe lângă vin, mi-am mai descoperit o pasiune și aceasta este
alergarea montană mai degrabă și atunci diminețile și nu zic asta să nu stați acasă, dar eu am oportunitatea, având în vedere că locuiesc lângă o pădure, exact ca și conacul vostru, acolo în zona aceea de Zăvoi, care e senzațională. De fiecare dată când am dormit la voi dimineața, alergările de acolo sunt, nu se pot compara cu nimic altceva. Te ții minte. Ies aici în pădurea de lângă casă, după care vin în lectură și grădinărit, o altă mică pasiune de-a mea. Cam așa decurg în momentul de față, sau așa decurge în momentul de față o zi din viața mea legat de acest, nu știu, de această perioadă prin care trecem cu toții din, nu știu dacă zice, din nefericire, sau poate trebuie să o luăm ca un exemplu și să ne reîntoarcem la lucrurile simple, cred că. La un pahar de vin băut între prieteni sau cu iubita sau cu... Pe net, că n-avem voie încă între prieteni. Și pe net, dar cred că prieten sau prietenă putem numi și soția sau iubita cu care locuim sau... care suntem. Bogdan, noi am ales împreună, că până la urmă împreună am ales tema asta, cum să găsim un vin care ni se potrivește. Dar înainte de asta aș vrea să te rog să ne prezinți puțin sau să ne spui un pic cum se produce un vin și ce soiuri de vin sunt. Pentru că aș vrea să începem un pic de la început și pe aceea să intrăm în subiect, că cred că o să dea un întreg mai mare la discuția noastră, dacă știm Sigur. Și de unde, cum se produce un vin și de ce soiuri de vin există. Sigur. În prima fază, dacă îmi permiți, două sau trei cuvinte legate de ce înseamnă Corcova Roian Dâmbovicianu, ca și producător Sigur. De vinuri de calitate, și o să vedeți pe parcursul discuției noastre la ce mă refer. Eu am un Chardonnay aici tot de la voi, așa, de la Corcova. Să zic că nu, mă bucur că Chardonnay-ul produs de noi. Corcova Roian Dâmbovicianu apare în 2005 ca și idee sau ca și investiție a doi oameni foarte faini, domnul Șerban Dâmbovicianu și domnul Mișeroa, care investesc într-o zonă de Piemont, cum îmi place mie să spun, Piemontul Motrului, mai exact în zona Corcova, județul Medinți, o zonă care este atestată documentar încă în primele ei scrieri sau în primele scrieri ale istoriei legate de zona respectivă, de pe vremea lui Mihai Viteazu, când acesta încă nu devenise ban al Craiovei, era doar bănișor de Strehaia. Zona cunoaște o creștere istorică pe vremea familiei Bibescu, când cei doi frați decid să planteze la Corcova doar soiuri internaționale, împreună, bineînțeles, cu viticultori francezi, și să producă vinuri îndrumați de un enolog francez. Așa este, sau așa ea fiind, crama în care noi producem și în momentul de față, cramă construită la 1886, la sfârșit de 1800, wow. O cramă restructurată după incendiu de la 1907 la 1910. Deci dacă sunteți iubitori de vin, iubitori de oenoturism și iubitori de alergare, ca să promovești alergarea, Corcova 3 Race vă așteaptă. Cu ocazia asta vă faceți o alergare în vie, vă faceți o plimbare de mountain bike în viile noastre și în același timp vizitați și una dintre, sau cea mai veche cramă din România în care încă se produce. Dacă, wow. Chiar e cea mai veche? E atestată cea mai veche? Cea mai veche în care încă se produce vin. Sunt crame mult mai vechi, dar în care nu se mai produce. Dar din punct de vedere istoric este cea mai veche cramă în care încă se produce. Bineînțeles, retehnologizată, asta cei care au avut ocazia să viziteze crama au văzut atât tancuri de inox
cât și tancurile de beton, tancurile de ciment, în care încă se produce vinul roșu. Noi, practic, fermentația, atât cea alcoolică cât și cea malolactică, o facem la tancuri de beton, bineînțeles, cu tehnologie, cu temperatură controlată. Dar, încă o dată, invitația este deschisă pentru toți iubitorii de bun gust, de vinuri, de alergare, de mountain bike. Să trecem la cum să facem introducerea, cum se produce vinul și din ce soiuri de struguri. Avem două soiuri de struguri, după cum știți, pentru vin. Un soi, adică soiurile albe și soiurile negre. Soiurile de vin alb, soiurile de vin pentru vinuri, pentru vinul roșii. Noi, ca și producător, avem un portofoliu ca și soiuri de struguri Sauvignon Blanc, Chardonnay-ul, Muscato Tonel și o foarte, foarte mică, mai degrabă un hectar de viță de Viognier. Acestea sunt soiurile noastre albe. Pe partea de soiuri de struguri negri, pentru producția de vinuri roșii, respectiv rozeuri, și aici mi-ar place sau mi-ar face plăcere dacă sunt întrebări legate de producția rozeului. Este adevărat că se face din combinație între un vin alb cu un vin roșu sau se obține doar din soiuri de struguri negri? Cred că singurul soi de struguri alb din care se mai poate face un rosé fiind Pinot Grigio sau Pinot Grigio la italieni. Pe partea de soiuri de struguri negri, fetească neagră, deoarece e soiul nostru standard, i-aș spune. Pinot Noirul, care este de departe cel îndrăgit de mine. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah. Acestea sunt soiurile care noi în momentul de față, sau Corcova Randbovician în momentul de față le dezvoltă, le cultivă și din care obținem vinurile pe care reușim să le aducem în fața iubitorilor de vin, de bun gust, de gastronomie în același timp. Pe partea de vinificare la alb, recoltare, presă, după care vinificație la inox cu temperatură controlată. Vinurile albe, de regulă, sunt vinuri care, marea lor majoritate, sunt dedicate consumului destul de apropiat. Nu se pretează sau nu sunt dedicate tezaurizării. Sunt atât Sauvignon Blanc cât și Chardonnay sunt vinuri proaspete, vinuri care recomandarea noastră ar fi să fie băute mai degrabă băute decât mâncate, cum îmi place mie să-i spun, pentru că o să vedeți că o să vorbim de Chardonnay Reserve, care este un vin gastronomic și are nevoie de și de un preparat lângă. Când spui tezaurizate, spui că să nu le ținem prea mult timp. Să nu le ținem prea mult timp, să nu le maturăm prea mult timp. Bineînțeles, în momentul de față se mai pretează încă 2018-le, nu e nicio problemă. Dar veți vedea, dacă nu sunt deja producători care au ieșit cu 2019, că în cel mai scurt timp se va ieși cu 2019. Și asta înseamnă că dacă avem un vin alb din 2017, zicem așa, are vreo problemă sau? Nu-i neapărat. Dacă, nu este neapărat. Vorbind de vinuri, îți vă dau un exemplu raportându-mă la Chardonnay-ul nostru din gama Reserve, din gama Corcova Reserve, care este în momentul de față 2016 pe piață. Având în vedere metodele de vinificare, datorită faptului că se vinifică într-un stil Burgoni, se vinifică la baric, se face o fermentație alcoolică, după care una malolactică, el este mult mai corpulent. Iar în același timp, acest vin necesită un anumit număr de luni, chiar de ani, până să iasă pe piață. Chiar dacă el stă un an sau doi ani la sticlă, nu face decât să se rotunjească, să-și ia acel buchet de sticlă, dacă îmi permite să vorbesc așa. Iar în momentul în care iese pe piață, să fie pregătit pentru a fi băut sau n-a mai fi ținut un număr de luni sau chiar ani de zile. Dacă este să ne raportăm la albele mari ale lumii, nu știu, Rieslingurile, de exemplu. Rieslingurile, de exemplu, având în vedere ca o mineralitate foarte ridicată, mi-aș permite să spun așa,
nu le-aș recomanda nici de cum cele de calitate, cele premium, să fie băute foarte proaspete. Nu te vei bucura din păcate, de aromele lor secundare, arome dezvoltate și de către maturarea la sticlă. Un vin cam la ce perioadă? Cum recomand să fie băute? Dacă e să mă reîntorc la începutul discuției, să fac referire la Sauvignon Blanc de la Corcova și la Chardonnay-ul de la Corcova, cele două din gama Corcova, pentru că noi avem trei game. Avem gama Girov, care este gama dedicată evenimentelor și vinurilor casei în restaurante. Avem gama Corcova, unde avem mai degrabă vinurile proaspete, și vârful, gama Reserve. Cele două, făcând parte din gama Corcova, având atât Sauvignon Blanc cât și Chardonnay, sunt două albe proaspete care, în momentul în care noi le punem pe piață, sunt pregătite pentru a fi băute. Recomandarea noastră ar fi să nu fie tezaurizate. Sau dacă le tezaurizăm, să le tezaurizăm în prima fază pentru a vedea potențialul lor. Noi oferim un potențial de tezaurizare. Am băut și un 2016, de exemplu, 2017, nu de mult, care a fost un an de referință pentru noi, 2017, pe partea de Sauvignon Blanc. Iubitorii de Sauvignon Blanc cred că își aduc aminte de Sauvignon Blanc la 2017. Un 2 ani de zile, deci asta acolo ar trebui să fie un 2 ani jumătate să fie băute. Pentru a vă bucura sau pentru a ne bucura, dar aromele lor primare, maxim secundare, să le spun așa. Sauvignon Blanc fiind un soi de strugure semi-aromat, un soi de strugure care în ultimii ani în România este vinificat în stilul lumii noi, pentru că asta cere piața și ce înseamnă stilul lumii noi, nota aceea de soc, nota aceea florală. Dacă îl ținem mult mai mult timp la sticlă, 3, 4, 5 ani de zile, aromele respective se vor transforma în arome secundare spre terțiare și nu va mai fi nota de soc pe care noi o căutăm sau iubitorul de Sauvignon Blanc de lume nouă caută, ci se va duce spre zona de fruct, de supracopt, ceea ce mulți nu caută într-un Sauvignon Blanc. Adică dacă e să facem referire la Sauvignon Blanc. Când spui lumea nouă, spui că nevoile pieței din momentul ăsta s-au schimbat? Adică când spun lumea nouă, fac referire la tot ce înseamnă peste ocean. Africa de Sud, Argentina, Australia, Statele Unite, lumea veche fiind Europa. Practic de aici a pornit vinul, dacă e să o numim așa. Deci lumea nouă dorește vinurile acestea mai florale, mai cu gust de soc? Lumea nouă, aș spune că cu asta s-a evidențiat acum 20 și de ani, cu ieșirea în evidență ca și exemplu, că am luat Sauvignon Blanc drept exemplu, Noua Zeelandă, când a ieșit cu Sauvignon Blanc, acela plin de soc, Sauvignon Blanc care îți lua nasul, îți lua mințile cu aromele lui florale, cu asta a dat lovitura. După care, dacă ne aducem aminte, iarăși de marile sau de șirazurile de Australia, care erau diferite de siraurile de Europa. Iarăși, în șirazurile de Australia, mult fruct, full body, jammy, ușor zahăr rezidual, aș spune. Iarăși a fost ceva wow pentru Europa. A oferit, într-un cuvânt, ca să mă fac înțeles de toți prietenii noștri, a oferit vinuri prietenoase, vinuri ușor de înțeles, vinuri băubile. În momentul în care oferi vinuri băubile, în momentul acela, piața te va cunoaște mai repede. Mult mai repede, aș putea spune. Am înțeles. Super!
Bogdan, uite, de exemplu, avem o întrebare. Vrei să o luăm acum sau vrei să continuăm și pe aceea luăm întrebarea? Cum face o plăcere? Eu zic că putem lua întrebările. Pe cum vin. Uite, avem de la Mihaela. Vinurile roze se maturează, se învechesc? Întrebare. O întrebare foarte bună. De ce? Pentru că la noi în țară nu cunosc încă producătorul să ofere și dacă sunt prieteni sau cunoștințe de ale mele din domeniul vinului care se uită la acest live, aș dori să intervină. Nu cunosc încă producătorul sau cel puțin era un producător, dar s-a închis din păcate, care să ofere un rozé baricat. De învechit, dacă îi să-i răspund Mihaelei, de învechit n-aș recomanda rozeurile dacă nu sunt rozeuri baricate. Deci dacă sunt rozeuri proaspete, să se bea proaspete, maxim un an jumătate, maxim. Chiar dacă sunt îmbuteliate la Magnum, maxim 2 ani de zile, eu aș zice că ar trebui băute. Rozeul ca și vin este dedicat, din punctul meu de vedere, mai degrabă a bunei dispoziții. Eu când văd un roze sau când am în față un roze, niciodată n-aș putea să-l asociez cu un șemineu și cu niște colinde în surdină. Îl asociez cu o piscină, îl asociez cu o plajă, cu marea, îl asociez cu un șezlong. N-aș putea să asociez un roze cu o chestie atât de grea cum este iarna. De aceea recomandarea mea ar fi ca rozeurile să fie băute proaspete, oricum sunt ele închise, că sunt cu dop de sticlă, că sunt cu screw cap, că sunt cu dop de plută, că sunt cu diam, oricum sunt ele închise, recomandarea mea ar fi să fie băute cât mai proaspete. Asta în cazul în care nu aveți un roze baricat, un roze a cărui producător îl gândește în a fi pe termen lung acel roze, 3, 4, 5 ani de zile, adică un roze gastronomic. Dar eu zic că pe partea de gastronomic, pe partea de vin gastronomic, să lăsăm lucrurile să decurgă în favoarea vinurilor roșii, în favoarea vinurilor corpolente, vinurilor care pot să susțină cu mândrie un preparat. Recomandarea mea. Deci, dacă ar fi să răspund cu da sau nu, nu se învechesc, beți-l, bucurați-vă de el proaspăt. Și ca și tips, încercați și duceți temperatura lui de service cât mai scăzută. 6, maxim 8 grade Celsius ca și temperatura de service. Nu-l aerați, cantitatea tunată în pahar să fie o cantitate între 75 și 125 de mililitri. Nu are nevoie de aerare, de regulă un roze cinstit, un roze de bun gust, un roze care nu are nimic de ascuns și este vinificat în sec cu un maxim de 2-3 grame de zahăr rezidual și o aducție de dioxid de sulf foarte scăzută, nu are nevoie de timp de aerare. L-ai tunat în par, l-ai băut, te bucuri de el cu prietenii, familia, iubita, cu cine vrei. E un vin care se bea repede. Uite, Marina Samoilă ne spune și Oliver Bauer făcea un roze pe care își propusese să facă un vin care să evolueze în timp. Așa da, spune. Mersi cu Marina pentru, da, pentru input. Da. Da. Bogdan, hai să trecem la... Da? Spune. Scuze-mă, Orea, că asta. Uite, mă bucur că... Intră oameni și din industrie, asta e foarte important, Marina fiind una dintre persoanele foarte bune din industria vinului și chiar m-aș bucura să fie, asta ca și paranteză, scuze-mă, o idee foarte bună ți-a venit să facem chestia asta cu vinul, m-ar bucura să fie cât mai multă lume care să aducă în discuție acum, că tot avem timp să discutăm live și să aducă în discuție importanța vinului la masă. Și nu doar la masă, ci în viața unui om, aș putea spune eu.
Nu degeaba se specifică și în Biblie, sau se specifica și în Biblie. Exact cum data trecută la tine, la Conac, am avut discuția cu vinul în Biblie. Da, așa e. Bogdan, hai să trecem la subiectul nostru, de fapt pentru care suntem aici, că cred că e un subiect foarte fain. Cum găsim un vin care ni se potrivește? Există posibilitatea asta, adică există, se poate mula un vin pe personalitatea cuiva sau crezi că se mulează mai mult pe momentul din zi, momentul de masă care îl servești? Cum crezi? Ce crezi despre lucrul ăsta? Da, eu zic că da, acum este foarte mult de vorbit pe tema asta. Bineînțeles, fiecare moment din zi, fiecare, din punctul meu de vedere, vinul este emoție. Fiecare emoție pe care o trăim poate fi asezonat cu un anume vin. Veți vedea sau vei vedea sau vom vedea că vom avea ocazia să deschidem vinuri foarte frumoase în compania unor persoane poate cu care nu ne place să ne petrecem cina respectivă și să nu spună nimic vinul respectiv, chiar dacă e un vin wow. În același timp, să ne întâlnim cu un prieten vechi sau, uite, acum după ce trece toată carantina asta, să deschidem niște vinuri, poate vinuri care înainte nu semnificau nimic pentru noi și să zicem, wow, ce vinuri am băut. Da, într-adevăr, vinul este emoție și atunci, în funcție de starea noastră de spirit, în funcție de acea oră din zi, uite acum sunt afară, 16, deja au început să fie 16-18 grade, la prânz, să deschizi roșii cu greutate, nu cred că te prea poți bucura de adevăratul lor potențial. Cum te poți bucura de un roze simplu, băubil, un roze care îl dai pe o sticlă poate la masă, la masa de prânz, sau un alb, un Sauvignon Blanc foarte lejer, foarte cu acitate ridicată, proaspăt, mineral, lângă o porție de paste. În același timp, trecând înspre seară, respectivul Sauvignon Blanc, chiar dacă mănânci un pește gras, temperaturile scad, recomandarea ar fi să se crească cu vinuri mai corpulente, mai rotunde, mai full body, cred că ar fi cel mai ok spus. Deci, ca să înțeleg eu, până la urmă nu ține neapărat de personalitatea ta, nu există un vin pentru personalitatea cuiva, mai degrabă pentru ceea ce simți în momentul când îl bei. Da. Dacă ești o persoană cu personalitate și ești agitat tot timpul, nu-i convins că nu o să scadă bine niciun vin. Eu îți recomand să bei o bere sau un cocktail gen. Poți să bei un ceai de mușețel să te calmezi. Să te liniștească, nu? De aceea, nu neapărat un vin cu personalitate este recomandat unei persoane cu personalitate. Starea de spirit a noastră în funcție de momentul zilei sau starea de spirit a noastră în funcție de compania în care ne regăsim, eu zic că e foarte importantă. Este foarte importantă. Eu așa, nu cred că te învață la vreo școală chestia asta, eu cred că cea mai bună școală este a lucra în restaurante sau pe propria noastră persoană. Am lucrat în restaurante în care au venit poate clienți foarte, foarte înstăriți, dar certați între ei și au deschis vinuri foarte frumoase, din punctul meu de vedere, nu doar din punct de vedere pecuniar sau din punct de vedere al prețului, ci și din punct de vedere al vinului în sine, și nu s-au bucurat deloc de ele. Deci e foarte importantă starea noastră de spirit. Hai să te întreb așa, seara, când o mai fi, la cină cu iubita, Ce vin ai recomanda să comande soțul sau iubitul ca să o impresioneze? Având în vedere că
că ai adus în discuție noțiunea de iubită sau soție. Între știm cu toții că noi, bărbații, preferăm caberneurile, preferăm vinurile mai sălbatice, aș putea spune. Caberneul e ușor mai rustic, dacă pot să-l vorbesc așa. În schimb, ce femeile sau femeilor le plac, dacă e să vorbim de o femeie și de cină, vorbim de, practic, vin roșu, automat, cu siguranță ai reușit să o impresionezi cu un merlot. Un merlot care are și un minim de 10-12 luni de zile la baric. Merlotele dezvoltă vinuri catifelate, rotunde, vinuri care sunt foarte ușor de înțeles, mai ales de către partea feminină. Și atunci, ca să răspund la întrebare, sunt sigur că cu un merlot de calitate, nu vreau să dau nume, avem câteva în România, nu vreau să dau nume de pentru a nu în privat care vor să-mi scrie sau să-ți scrie, pot să spun. Sunt convins că cu merlot, în același timp și cu blenduri, dacă ai blenduri în care merlotul este bază, dacă ai un blend de merlot cu Cabernet Sauvignon sau merlot Cabernet Sauvignon în Syrah, cum dacă e să vorbim de Cuvée Racoviană. Cuvée Racoviană 2016, în momentul de față, pe partea de vintage, merlotul este baza. Este mult mai rotund decât ar fi dacă ar fi Cabernet Sauvignon bază. Are bază merlot, în schimb, minim 60% merlot, 30% către Cabernet Sauvignon și până în 10% Syrah. Deci, doamnelor, dacă ajungeți la restaurant și decizia vă aparține la alege un vin, sau este un test. Sau e un test. Cum? Sau este un test. Dacă alege un vin bun, un merlot, înseamnă că știe. Dacă nu, înseamnă că bagă în ele. Dacă nu alege un vin bun. Da. Uite, Bogdan, că... Deci, spune. Te rog. Da. Oricum... Hai, zi tu că suntem un pic decalați. Acum zici tu. Ziceam cam asta aș recomanda, ca să nu dai, să nu dai greș. Dacă se vrea bea un vin roșu ușor mai sau mai ușurel, nu neapărat atât de plin, de corpulent ca și merlotul, și fetească neagră. Ca să mă completez, fetească neagră 2017, una dintre puținele fetești negre din România care nu este baricată deloc. Deci are 100% fetească neagră, strict tank de beton pe partea de fermentație și după care sticlă. Maturare la tank de beton, după care sticlă. Singura maturare pe care are această fetească neagră este la sticlă. O să vedeți o fetească neagră fructată, o fetească neagră care, neavând lemn deloc, nu are arome secundare, are strict arome primare, aromele de fruct ale feteștii negre, ale soiului de strugure, în funcție de zona din care provine. În cazul de față, Corcova Medinți, fiind o zonă care oferă foarte mult pe partea de fetească neagră, noțiunea aceea de coacăze, noțiune de prună și respectivele fructe le veți regăsi din punct de vedere aromatic, din punct de vedere olfactiv și gustativ, în această fetească neagră. Asta o recomand în cazul serilor în care se mănâncă ceva foarte lejer. Am înțeles. Eu oricum vreau să trec la un subiect care eu l-am mai auzit și care se spune că vinul ca și un aliment. Dar ca să nu pun eu întrebarea, uite, l-avem aici pe Florin, care ne întreabă următoarea. Cum merge vinul cu o dietă? Ce recomanzi? Ca și paranteză, Florin, acum văd cine e Florin. Florin mi-a fost coleg de rugby. Am făcut rugby de mult și da, te salut, Florine, cu ocazia asta și mă bucur că te gândești la diete. E foarte important. Eu zic că merge vinul. Eu
am reușit tot cu vin să slăbesc multe kilograme, deci să nu renunțați la vin nici în cazul dietelor. Bineînțeles, nu de ordinul sticlelor, dar un două pahare de vin pe seară, liniștiți, puteți sau putem bea liniștiți un 250, maxim 300 ml pe seară și în cazul dietelor. Bineînțeles, trebuie să fim atenți și ce mâncăm și ce cantitate de aliment, mâncăm. Dar, într-adevăr, vinul ca și aliment, vinul ca și medicament, iarăși, ca să vin în completare, având în vedere resveratrolul care l-are vinul roșu. Și Florin, ca să îi răspund lui Florin, s-aș recomanda vin roșu. Deci renunți până la masa de cină alcool deloc. Iar la cină, recomandarea mea ar fi maxim două pahare de câte 120 ml de vin roșu, sec. Ce înseamnă sec? Nivelul de zahăr rezidual să nu depășească 3-4 grame de zahăr rezidual. Încearcă să nu depășești cantitatea asta, în primul rând pentru faptul că vrei să slăbești, din câte știu, din câte întreb. Iar legat de nivelul de calitate, încearcă să iei vinuri care să coste peste 30-35 de lei. Referitor la vinul ca și aliment, vorbeam la început că avem, sau eu le împart în două categorii, vin de băut și vin de mâncat. Da, vinul este aliment. De aceea este nelipsit de pe masa mea, atât la masa de prânz, cât și la masa de cină. Și trebuie să privim și chestia nutrițională legată de vin, deoarece chimic vorbind, pentru a obține 1% volum alcool, avem nevoie de 17,4 grame de zahăr rezidual, de concentrație de fructoză din fructul respectiv. Ceea ce înseamnă că dacă avem vinuri de 14% volum alcool, vă dau un exemplu, Chivea Racoveanu, 14% volum alcool, dacă mulțim 14% volum alcool cu 17,4 grame de zahăr rezidual, ne dă o sumă destul de frumușică de fructoză, de fruct. Și atunci tot fructul respectiv ajunge undeva, în cazul în care bem cantități mari. Încercăm să recomandăm să se bea responsabil și să nu exagerăm. Recomandarea noastră. Înțeles. Deci, ai spus că undeva la 1, maxim 2 pahare pe seară e decent. Chiar întreba cineva aici, Lucian, întreba în fiecare seară? În fiecare seară și în fiecare prânz. Și la fiecare prânz. Deci asta, cine mă cunoaște, știe că atât la masa de prânz, cât și la masa de cină este nelipsit vinul din dieta mea. Și asta încerc, n-am putut să-ți dau mai multe informații legate de partea nutrițională, ca să deschid pe o paranteză, până nu o să reușesc să-mi definitivez, am început de 4 luni de zile să învăț nutriția și în momentul în care voi definitiva chestia cu nutriția, îți voi da mult, mult, mult mai multe sau voi putea să dau mult mai multe exemple și mult mai multe informații legate de partea nutrițională. Dacă ei să-i răspund lui Lucian, da, Lucian, în fiecare seară, da. Poate reușim odată ce se termin chestia asta, mai ales acum că avem mai mult timp, poate reușim și termin pe partea nutrițională și poate mai facem un live și despre chestia aia. Cred că e important ca oamenii să știe cât de important este să bei un vin sau care sunt valorile nutriționale unui vin, dacă poți să le folosești. Când ești la o dietă, nu ești la o dietă, sau când sunt momentele când putem să bem.
Dacă ești de acord și eu sunt aici, mi-ar plăcea cu mare drag. Eu sunt, facem? Eu sunt total de acord, dar recomand, Bogdan, în dietă vinul. Deci recomand în dietă vinul și asta. Nu recomand abstinența de la sport. Nu recomand cantitățile uriașe în farfurie, dar recomand vinul chiar și în dietă. Deci asta vă pot spune acum. Adică mai pe românește, degeaba te limitezi la un pahar de vin dacă tu mănânci ceafă cu cartofi prăjiți și stai toată ziua pe canapea, nu? Cam da. Prefer să alerg 20, 30, 40 de kilometri, să mă întorc de la alergare și să beau un pahar de vin decât să bag o ceafă cu cartofi prăjiți. Prefer. Corect. O sticlă de vin. Bogdan, eu vreau să te mai întreb acum niște lucruri un pic diferite față de ce vinii se potrivește, dar cred că și astea sunt importante. Care sunt niște reguli de servire a unui vin? Adică, dacă eu îmi doresc să desfac un vin, care vinuri se aerisesc, care nu, cum ar trebui să-mi servească dacă mă duc la un restaurant, cum ar trebui să-mi servească un ospătar un vin? Ca să știu chestiile astea, ca să nu... Ca să te completez, până să ajungem să ne reîntoarcem în restaurante, important e să facem acasă noi. să ne bucurăm de vinuri la adevăratul lor potențial, aș spune. Uh-huh. Aici cred că ar fi destul de mult de discutat. Datorită faptului că, da, într-adevăr, avem vinuri care au nevoie de aerare. În același timp, exact cum o spuneam de rozeuri, n-au nevoie de aerare. Le deschizi, le torni în par, le băut. Un alt proaspăt, l-ai deschis, l-ai tunat în par, le băut. 1. Încercați să fiți atenți la temperatura lor de service. Temperatura de păstrare, temperatura de service. Nu este unul și același lucru. Sau una sau același lucru. Temperatura de păstrare poate fi păstrat o sticlă de vin chiar și albă, între 12-14 grade, nu e nicio problemă, dacă temperatura e de service va fi de un 6-8 grade. Pe partea de vinuri roșii, în degustări sau văd în multe discuții că multă lume discută de temperatura camerei. De service, temperatura camerei la care este servit. Temperatura camerei sau respectiva temperatură făcea referire în trecut la șatouri, la vechile castele franțuzești, în care temperatura, într-adevăr, se pare că era undeva la 18 grade. N-aș servi niciodată un Pinot Noir, oricât ar fi el de mare ca și vin, la un 18-20 de grade. Încercați Pinot Noirul, chiar dacă are un 3, 4, 5 ani de zile ca și vechime, ca și ani la sticlă, să-l duceți să-l răcim puțin. Încercați și răciți-l puțin. Vorbesc de Pinot Noir, într-adevăr, nu vorbesc de Pinot Noirul în care Pinot Noirurile merlotizate, în care avem și merlot sau Pinot Noir 100%. Dacă este vorbim de Cabernet Sauvignon-uri, Cabernet Franc-uri, Merlot-uri, Sirah-uri, Petit Verdot-uri, sunt soiuri de struguri care dezvoltă vinuri mai corpulente, vinuri mai structurate. Acestea, într-adevăr, au nevoie de temperatura de peste 16 grade ca și temperatură de service. Ca și exemplu, aș putea să vă dau Pinot Noirul de la noi, de la Corcova. Un Pinot Noir care, ca și vintage, este 2013. Poate să vă întrebați care e motivul pentru care încă suntem cu 2013 pe piață. Motivul este, dacă îmi permite să răspund, este inadaptabilitatea noastră ca și iubitor de vinuri de abia Pinot Noir. Este un soi de strugure de departe cel mai frumos. Eu sunt îndrăgostit de acest soi de strugure. Un soi de strugure, dacă este vinificat și este maturat, un soi de strugure foarte versatil,
dacă vă dați seama, este unul dintre puținele sori de struguri negri care se poate bea cu un pește. În același timp, se poate bea și cu o rată, de exemplu. Dar, din păcate, nu din păcate, scuze-mă, din fericire, suntem în creștere ca și, ca și consumatori, ca și țară. Începem să bem cât mai multe vinuri, vinuri de calitate și atunci am încredere că cei care fac Pinot Noir-uri din România vor continua să le facă, să nu le scoată din producție, pentru că din cauza faptului că nu se vând, multă lume încearcă să facă roze din Pinot Noir, de exemplu, care iarăși e un păcat. Da, acest Pinot Noir, având în vedere că e un vintage, un 2013, recomandarea mea ar fi un 14 grade, ușor răcit, dar deschis și dat la decantor un jumătate de oră. Eu zic că fiecare în casă ar trebui să avem un decantor, un tirbușon, un pahar pentru vin. Nu cred că sunt persoane între noi care nu au așa ceva. Spune, știi ce vreau să te mai întreb? De ce când decantezi un vin, îl faci cu o lumânare sau cu o flacără mică? Da, se folosește în cazul decantărilor, se folosește și lumânarea, tocmai pentru a vedea sedimentele, din interiorul sticlei. Observăm că sticla este, în cazul vinurilor dedicate tezaurizării, dedicate învechirii, sticla este de culoare închisă. O sticlă în care avem îmbuteliate vinuri care nu sunt dedicate tezaurizării, cum este acest desert, nu va avea o sticlă de culoare închisă. Avea o sticlă transparentă, tocmai pentru a se vedea culoarea acestui vin. În cazul vinilor roșii, care sunt dedicate tezaurizării, dacă e să mă refer la gama Reserve de la Corcova, sticlele sunt de culoare închisă și atunci ai nevoie de acea flacără pentru a vedea sedimentele din sticlă și pentru a nu le transvaza în decantorul în care încerci să faci decantarea. Până la urmă, procesul de decantare, acest proces numit decantare, despre asta este vorba, despre a separa sedimentele de vin, nu de a face o aerare simplă. Am înțeles. Uite, mai avem două întrebări. Tot de la Mihaela, mai avem. Am văzut vinuri albastre. Ce poți spune despre ele? Aici primești întrebări interesante. Da, legat de vinurile albastre, n-aș putea să spun foarte multe, Mihaela, pentru că și eu le-am văzut de puțin timp, undeva de 2 ani de zile. Ceva producător din Spania, am văzut ceva Chardonnay de culoare albastră. Am considerat că am atât de mult de învățat în domeniul vinului, încât nu mi s-a părut foarte, foarte, foarte atrăgător acest subiect, încât să-mi dedic un anume timp pentru a citi despre acest trend. Sunt convins că este un trend care va încerca să intre și va ieși la fel cum a încercat, pentru că până la urmă nu ai cum să obții acea culoare albăstruie decât printr-un proces chimic. Nu vreau să vorbesc mai multe pentru că chiar nu am citit despre acest subiect nu neapărat din păcate, dar am preferat să dezvolt cunoștințele în materie de vin legat de vinuri, legat de celelalte vinuri. Ok, și mai avem o întrebare, Bogdan, aici de la Flavia. Cât se poate lăsa butelia deschisă și să se păstreze proprietățile vinului? Ai observat că sunt, scuză-mă că îți răspund cu o altă întrebare, ai observat că sunt foarte multe doamne, domnișoare care pun întrebări. Asta înseamnă, e un lucru bun. Înseamnă că sunt mai interesate decât noi de vinuri.
Da. Cu avem și domn, dar ei mai mult comentează, lasă comentarii punctuale decât să ne întrebe. Okay. Da. Okay. Uite, și Flavia lucrează în domeniul ospitalității. Având în vedere că lucrez în domeniul ospitalității, cam cunosc lumea din ospitalitate. Te salut, Flavia, și mă bucur că vrei să știi cât mai multe despre vin. În funcție de vintage-ul vinului, în funcție de soră de struguri pe care le ai în sticlă, în funcție de nivelul de calitate al vinului respectiv, poți să lași sau nu deschisă sticla. Sau te referi cât poate rămâne deschisă după ce ai deschis-o și ai băut din ea, să pui două puși și a doua zi să bei iarăși. Pentru că multă lume se lovește de chestia asta. Ca să răspund strict la întrebare și după care o să dezvolt întrebarea legată de ce facem cu o sticlă după ce consumăm din ea. Flavia, dacă ai un... ne legăm de basic-ul de la Corcova, Cabernet Merlot Syrah, care este din gama Corcova, este de departe cel mai fain roșu pe raport calitate-preț cu care eu am lucrat. Și mai sunt producători pentru care am lucrat la noi în țară, nu vreau să dau nume pentru că nu vreau să... Cel mai frumos roșu. În cazul de față, ai deschis sticla, dacă o lași un 10 minute să respire, este mai mult decât suficient. În cazul în care ai băut două pahare din acest vin și ai pus două puși și a doua zi bei ceea ce ți-a rămas în sticlă, este perfect. În cazul în care nu știi dacă o vei mai bea din sticla respectivă peste o săptămână sau 5 sau 7 zile sau 10 zile, recomandarea mea ar fi să vă achiziționați sistemul Coravin. Este un sistem care practic scoate vinul prin dop. Acesta este sistemul. Se penetrează dopul cu un ac prin care se injectează dioxid de argon și în același timp scoți vin. Vinul respectiv îți rămâne cu aceleași proprietăți, mai mult decât atât, cu proprietăți de evoluție, un minim de 3 ani de zile, așa garantează producătorul. Dacă vreți și nu vă deranjează acum sau la final, pot să vă fac o demonstrație cum lucrează acest sistem și pentru iubitorii de vin care vor să investească într-un gadget de genul, eu zic că este mai mult decât binevenită la casa unui iubitor de vin acest, sau mai mult decât binevenit acest Coravon. Ok. Mai avem aici două întrebări pe care le luăm și pe aceea trec eu la următoarea întrebare pe care o am pentru tine, Bogdan. Te rog. Uite, de la Flavia. Mai există vinuri 100% naturale sau care sunt cele cu conținutul de struguri cel mai ridicat? Flavia, dacă... E să-ți răspund din punct de vedere chimic, definiția vinului este în felul următor. Vinul este produsul obținut prin fermentația sucului de struguri. Punct. Aici se încheie citatul celor de la ONVPV. Deci în momentul în care apare cuvântul vin, poate fi doar din struguri. Nu există vin de coacăze, nu există vin de mere, nu există vin de alte fructe. Celelalte pot să fie denumite distilate, rachiuri, suici, cum vrem noi să le numim sau cum se numesc în funcție de procesul de distilare. Chiar astăzi îl citeam pe Luca Maroni. Luca Maroni este unul dintre criticii mei dragi de vin cu care practic am crescut în domeniul vinului. Aș putea spune, pentru că eu am început să lucrez cu vinurile în Italia, n-am început să lucrez în România. În România în restaurante și cam atât, dar în Italia am învățat despre vinuri. Iar Luca Maroni mi-a rămas la suflet și l-ascult de câte ori am ocazia. Și el are o vorbă. Sunt atât de ieftin strugurii, sunt atât de ieftin strugurii încât este păcat să faci vin din prafuri. Deci, vinurile sunt doar naturale,
că nu sunt certificate bio, nu sunt certificate biodinamic, nu sunt certificate eco. Sunt vinuri obținute doar din struguri. Deci puteți să mergeți liniștit la magazine specializate de vinuri, în restaurante, pe online. În afară de faptul că conținutul de sulfit sau că terenul nu este cultivat bio sau organic, vă spun cu mâna pe inimă că vinurile sunt obținute din struguri. Asta vă spune unul dintre cei mai mari băutori de vin. Nu neapărat iubitor, ci băutor. Super. Și Bogdan, o ultimă întrebare. Vine din partea lui Carley. Uite, ne întreabă cât de relevant e prețul în alegerea unui vin. Un preț mare garantează calitatea vinului? Foarte bună întrebare, să știi, Carla. Nu. Un preț mare nu garantează calitatea vinului. Nu știu cum să formulez, nu vreau să pară atac sau nu vreau să pară replică dură la adresa celor care marjează pe faptul că suntem o clasă de consumatori încă în creștere, încă în dezvoltare, aș putea spune, noi cei consumatori de vin. Și atunci mulți producători se joacă cu chestia asta, ducând un super preț la un vin, un super preț, vorbesc, supraestimat, nu super preț. Un preț mare. Exact. Nu. Deci, relevant, cât de relevant este prețul? Trebuie să te gândești la la o chestie. Pentru a obține o sticlă de vin, în genere se folosesc grosomodo de la 1,5 kg până la 2 kg de struguri. În funcție de an, strugurii poate să coste, strugurii de calitate vorbesc, cărora li s-au făcut toate tratamentele și ai un strugure sănătos, până în 2 lei. Pune în spate că ai costurile crame, că ai ajungi să produci un vin cinstit, un vin cu nivel de calitate bun. Nu vorbesc de vinurile care stau după aceea l-am maturat 12, 16, 18 luni de zile și în care intră și costul baricului. Reușești să scoți pe piață un vin cinstit, un vin roșu cinstit, în maxim 2 ani de zile. La cât poate să iasă respectivul vin pe piață? De ce să cerem 40-50 de lei pe respectivul vin? Oricât de wow ar fi. Mai pe românește vrei să spui că mai profită din când în când de necunoștința noastră. Un roșu cinstit, un 30 de lei, un roșu cinstit, mai mult decât 30-35 de lei, mai mult decât... Încă o dată, vorbesc de vinuri proaspete, vinuri care nu sunt maturate la lemn, nu sunt baricate, nu sunt... După care maturate la sticlă, pentru că sunt vintage-uri care se pretează în a fi maturate la sticlă și mulți sau câțiva dintre producători se gândesc și la chestia asta și scot respectivul vintage, respectivul an, doar în câțiva ani de la producție, de la îmbuteliere. Și atunci este normal să ceară un preț pentru că au și stocat sticla respectivă un an, doi, trei ani de zile în funcție de vintage, cum crede enologul respectiv. Deci, dacă încerci să alegi un vin în 30-40 de lei, acolo să stai pe partea de vin mediu. Dacă vrei să mergi spre 80 de lei, ca să vorbim în termen pecuniari, ca să nu vorbim doar din punct de vedere al calității, eu zic acolo trebuie să se învârtă. Asta în cazul în care nu vrei să bei niște amarone sau niște super toscane, unde deja intră costul unui hectar în Bolgheri, de exemplu, ajunge să coste 1 milion și de euro. Se justifică ca o sticlă de super toscan, o sticlă de, nu știu, de Sassicaia, să coste 800 de lei sau 900 de lei cât e. Dar aici, acum vine din partea omului care deține restaurant. Întrebarea. Prețurile, când vorbim de prețurile de 40 de lei un vin roșu, vorbim de prețurile de
cumpărat de la un, nu neapărat de la un restaurant. Prețul de cramă, nu, prețul de cramă, nu, 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 prețul de cramă. Cramă. Da, 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 da. Nu, 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 păi, nu. Prețul de cramă. Bănesc că și Carla se referea, nu, nu zicea la restaurant, restaurant sau nu. Bogdan, eu am o întrebare, că toți suntem, suntem în mijlocul pandemiei, să-i spunem așa, cel puțin eu sper că am trecut de mijloc, dar să zicem că suntem în mijlocul pandemiei. Crezi că există beneficii pe care le poate aduce consumul de vin în perioada asta? Ama noi nu suntem medici, dar măcar... În perioada asta, chiar în perioada asta, adică stând acasă cu... Cu iubita, crezi că crește șansa natalității? Creștem rata natalității dacă bem prea mult vin? Nu, 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 nu la asta vreau să fac referire. În primul rând că vinul, eu zic că poate să detensioneze spiritele, spiritul. Face un foarte mare bine vinul în perioada, în perioada aceasta. Gândiți-vă când veniți de la muncă sau când veneați de la muncă, cei care nu, care în momentul de față chiar stați acasă, nu lucrați, nu mergeți la muncă, ce bine cădea un pahar de vin când ajungeați acasă, înainte să începeți să gătiți, înainte să începeți să... Și în perioada aceasta, din contră, în perioada asta eu zic că legătura noastră cu vinul ar trebui să fie mult mai, mult mai strânsă. Deci, dacă înainte eram pe repede, înainte, fugind, neapucând să stăm să evaluăm un pahar cu vin, să stăm să-l mirosim, am întâlnit persoane care pur și simplu în degustări, scuză-mă că acum am deschis o altă paranteză, nu-i problemă. Le vorbeam de note de... Notă de soc, că tot veni vorba de Sauvignon Blanc și soc, se uitau la mine, soc, cum miroase socul? Deci, cred că chestia asta cu pandemia sau cu ce se întâmplă, cred că ne prinde și bine, pentru că ne dăm așa un reset la tot. Și în momentul de față, mai mult ca oricând, putem avea sau avem timp să avem o relație mult mai strânsă cu această băutură nobilă numită vin. Pentru că, până la urmă, cum place mie să-i spun, vinul este ca și noi, ca și noi ca și entități. El se naște, este crud, este vivace, este mineral, este proaspăt, sprințar, ca un copil, se dezvoltă ca un adolescent, devine rotund, devine plăcut. După care începe să cade, scade aciditatea, aromele se transformă în arome terțiare. Pentru mulți nu sunt arome chiar foarte frumoase. Descoperi un Nebbiolo, de exemplu, sau multe vinuri care au potențial de învechire cu zecile de ani, care ajung să miroase a sânge, de exemplu, sau a fier. Pentru mulți, respectivele arome nu sunt arome wow, plăcute. Acolo deja vinul respectiv începe să cadă. Exact ca și viața unui om. Se naște, crește, trăiește, devine matur, dacă pot să zic așa, ia deciziile înțelepte, devine înțelept, după care începe și are curba descendentă, începe să cadă și dacă nu-l bem, ajunge la ghiuvetă, nici măcar la gătit. Bogdan, eu vreau să-ți mulțumesc pentru astăzi, dar înainte să terminăm, mai vreau să ne spui un lucru. Din toată discuția pe care am avut-o astăzi, dacă ar fi trei lucruri care ai vrea să le rețină o persoană care s-a uitat la video cu noi acum, care ar fi ele? Sau trei recomandări pentru o persoană care ne-a ascultat? Despre vinuri, evident. Când mergeți în restaurante, deschideți-vă masa cu un vin. Alb, roze sau spumant. Prosecco, șampanie, în funcție de... Nu mai cereți cafea, cafea lungă cu lapte, ceaiuri, sucuri înainte de masă. Asta ar fi una. Încercați să faceți chestia asta pentru a vă ajuta pe voi sau pentru a vă ajuta pe voi și în același timp pentru a ajuta restauratorul respectiv. 2.
să încercăm să ne bucurăm de fiecare vin. Că e un vin prost, că e un vin bun, că e un vin mai puțin bun. Să încercăm să ne bucurăm de el la maxim. Să încercăm să nu-l mai criticăm, să încercăm să ajungem la maturitatea de a conștientiza că cineva în spatele respective sticle de vin a muncit. S-ar fi putut să fi fost un an dificil și el, ca și cramă, să rămână pe piață, a făcut de toate doar ca să-și scoată o producție limitată sau câte sticle a reușit să facă, doar pentru a rămâne pe piață și pentru a nu închide. Și trei, dacă bezi vinuri acasă, încercați și le bezi la temperatura corectă, asezonați-le cu preparatele corecte și beți cantitățile corecte. Parele corecte. Da. Bogdan, îți mulțumesc tare mult pentru astăzi. Uite, ne-am întins mai mult decât mă așteptam eu, dar este un lucru bun, nu e un lucru rău, pentru că a fost foarte mult de oferit și chiar ne-ai oferit foarte mult. Vreau să-ți mulțumesc și poate mai facem încă un live în perioada asta, cât o să mai durează. Cu cel mai drag, Orea. Uite, se încălzește și îmi iau MacBook-ul cu mine și de undeva din pădure, de la alergare, mă pun și să vă transmit și vă vibe-ul de acolo, să vedeți ce frumos e să bei un vin după ce alergi. Vezi să nu uiți să-ți iei adeverința la tine. Am adeverință, pădurea e de casă. Bogdan, îți mulțumesc. O seară bună să ai. Eu vă mulțumesc. Ceau, ceau, pa. Dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult că ați participat. Bogdan a fost minunat în seara asta și ne-a oferit foarte multe informații. Nu uitați să ne urmăriți în continuare. Mă bucur tare mult că reușesc să fac aceste live-uri, că am mai mult timp acum decât avem în timpul sezonului aici la Arhia și m-aș bucura tare mult să le urmăriți. Nu uitați, mâine de la ora 10 avem fitness. Duminică de la ora 17 o să vorbiți cu mine despre săptămâna care a trecut și ce urmează să facem săptămâna viitoare. Avem iarăși un invitat special în emisiunea Jurnal de Călător. Îl avem pe, vă spun acum aici, dar să nu mai spuneți la nimeni, îl avem pe Daniel Buzdulgan, care o să fie alături de noi săptămâna viitoare. Și sper pe parcurs, până reușim să trecem și să trecem cât mai repede de pandemia aceasta, să găsim tot mai mulți oameni care să vină să ne spună și să ne spună lucruri faine. Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați urmărit și ținem legătura în continuare. Pa, pa, un weekend frumos aveți!